Soția lui Benone Sinulescu l-acuză pe fostul impresar de furt. Am dovezi, soțul meu l-a repudiat. Elena Sinulescu rupe tăcerea despre Ionuț Pavel, după ce acesta a făcut declarații în care îi aduce acuzații grave partenerei artistului. Femeia a decis să spună motivul real pentru care fostul impresar se răzbună pe familia Sinulescu. Soția lui Benone Sinulescu l-acuză pe fostul impresar de furt. Elena a decis să, să spună adevărul despre Ionuț Pavel și a dezvăluit că acesta a încasat sume mari de bani de pe urma numelui artistului. Soția lui Benone Sinulescu l-acuză pe fostul impresar de furt. Și-a deschis cont pe YouTube și pagină de Facebook cu numele Benone Sinulescu și timp de mai mulți ani a luat bani de pe urma vizualizărilor. Artistul și soția lui au aflat acest lucru și l-au amenințat că îl vor da în judecată. Astfel că le-a dat parola conturilor, și au fost închise. Acel domn, căruia nu vreau să-i pronunț numele, care era organizator de spectacole, a ieșit să ceară ajutorul presei și voia dumnealui, fără să aibă studii medicale, să-l opereze. Nu știu în ce calitate, că nu făcea parte nici din familie, nici din cercul de prieteni. Ba mai mult, soțul meu l-a repudiat la un moment dat, pentru că știe dumnealui foarte bine ceea ce a făcut din 2013 până în 2021.